Autoritățile britanice și germane investigează dacă spionii ruși au trimis dispozitive incendiare în toată Europa prin intermediul firmei de livrare de HL după ce un dispozitiv incendiar dintr-unul dintre pachete a luat foc într-un depozit de lângă Birmingham și un altul în Germania, la Leipzig. După expulzarea sute de spioni atașați ambasadei Rusiei din Londra, se pare că serviciile secrete ale Kremlinului folosesc metode mai riscante și mai puțin convenționale. Coletele explozive. Acest lucru ar implica riscul ca dispozitivele să ia foc în compartimentul de marfa al unui avion și să-l doboare, a avertizat săptămâna aceasta șeful Agenției de Informații Interne din Germania. Un colet trimis pe 22 iulie prin DHL a ajuns în țară cu avionul și a luat foc la centrul logistic al serviciului de livrare din Birmingham. Poliția a confirmat incidentul că nimeni nu a fost rănit, iar incendiul a fost stins de angajați și pompieri. Anchetatorii britanici suspectează că trimiterea dispozitivului incendiar face parte dintr-o campanie mai amplă pe care spionii ruși au desfășurat-o în Europa în acest an. Presa germană a relatat de asemenea că incidentul este investigat în Germania, presupunând că este legat de acțiuni ale Kremlinului. Un caz similar a avut loc și în Germania la sfârșitul lunii iulie, acolo un colet care urma să fie trimis cu avionul a luat foc înainte de zbor, dar tot la un depozit de de data aceasta în Leipzig. Potrivit presei germane, un colet a luat foc înainte de a fi încărcat într-un avion cargo care a avut întârziere. Dacă acesta ar fi plecat la timp, incendiul s-ar fi produs în aer. Compania de HL a menționat că acel colet fusese trimis din Lituania în raportarea incendiului de la Leipzig din septembrie. În ambele cazuri nu există nicio informație oficială cu privire dacă aeronava care a transportat sau trebuia să transporte coletele, dacă era de marfă sau de pasageri. De asemenea, nu există informații cu privire la destinatarii acestora.